Perioada de desfășurare a târgului este 22 februarie-8 martie, iar spațiile puse la dispoziție de primăria municipiului sunt repartizate în 4 locații din municipiul Râmnicu-Vâlcea. A fost o licitație desfășurată în două etape în cursul lunii ianuarie, în baza unui regulament aprobat încă de la finele anului trecut. La această licitație s-au încredințat toate spațiile care au fost puse la dispoziție de către primăria municipiului în 4 zone din oraș, respectiv în zona centrală, unde au fost licitate 50 de poziții pentru mărțișoare și 5 pentru flori, în zona nord, în zona pieței din nord, unde s-au pus la bătaie 22 de poziții, și în Ostroveni, în două locuri din Ostroveni, respectiv pe platforma de la complexul comercial Hermes, 46 de poziții, și în fața blocului A11/3, 16 poziții. După cele două etape de licitație, toate pozițiile au fost încredințate. Prețurile de pornire au fost pentru zona centrală de la 400 de lei, vorbim de un preț pentru toată această perioadă, 22 februarie, 8 martie, iar pentru zonele nord și ostroveni, prețul de pornire a fost de 150 de lei. Ca un amănunt specific al acestei etape, aceste ediții a Târgului Mărțișorului. În zona centrală, prețul maxim la care s-a ajuns în urma acestei licitații pentru opoziție a fost de 2480 de lei pentru această perioadă. Primăria Municipiului Râmnicu-Vâlcea pune la dispoziția comercianților din cadrul Târgului de Mărțișor, în primul rând, corturile în care să-și desfășoare activitatea, deci toată această activitate se va desfășura într-o structură uniformă, cu un aspect estetic evident, iluminatul pentru fiecare din aceste corturi, reflectoare suplimentare pentru zona centrală și, bineînțeles, prin intermediul Direcției Poliției Locale, asigură ordinea și siguranța atât a comercianților cât și a cetățenilor. Sperăm să fie și vremea potrivită cu simbolistica acestui târg, astfel încât să fie cât mai mulți vizitatori Târgului Mărțișorului.